Niciodată nu mi-a plăcut asta, însă cu timpul zmurdărește caracterul. În weekend, e bine, relaxant, fără a fi silit să risc totul. Poate că sunt puțin egoist, însă voi face totul, indiferent de cost, pentru a mă salva. Sper că nu mai am mult până când o să devin o legumă. Atunci, să mergem mai departe. Ce n-aș da să fie aș mic și să nu mai fiu nevoit să fac asta, dar să... Wohoho! Chiar crezi că te voi lăsa să furi de la mine? Patru, a trecut ceva timp, nu-i așa? Iar tu tot nu te înveți minte. Scuze, dar sunt prea leneș. Presupun că nu te pot învinge. Well, uite un om inteligent. What? Bine, pentru cineva stă cu nasul în cărți toată ziua. Mă ajuți sau hrănești plantele? Este ultima ta propunere pe viața asta. Tăcut și liniștit, eh? Exact cum îmi place mie. Nu! O, pădurea! Mă simt ciudat. Chiar nu înțelegi, nu-i așa? Ha? Și uite cine e aici. Tu crezi că am nevoie de toate tâmpenile tale? Și a cui e vina? Ai uitat de ce suntem în situația asta? De ce suntem puși să ne luptăm cu ei? Pentru a le lua notițele și astfel a trece clasa? Ha. Zici de parcă nu mai înțelege. Ești slab. Taci din gură, șate, hai să o terminăm mai repede. Patetic. Bine, dacă așa îți place ție să joci.
Ce? Gata, renunț. Le vor lua pe Tadela să mă lase în pace. 6? Ce cauți aici? Dacă ești dispus să copiezi pentru a salva media și odată cu ea și pe tine, fă ce vrei, dar nu mă trage și pe mine nebunia ta. Se pare că ăsta este sfârșitul drumului meu. N-am putut să iau copiii lui 7. Am dat greș. Acum sigur o să rămân repetent. Și dacă învățam de la început, dar atunci n-aș mai fi fost eu. Nu știu. Am nevoie de liniște. Am obosit gândindu-mă numele asta. Înapoi în lumea mea plină de nedreptate. Oare de ce nu am și o sabie de lemn? Amice, ești sigur că te-ai bătut? Distracția abia acum a început.